Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Salutare lume și bine ați venit la un episod din My Career. Am Royal Rumble și meci cu superstarul meu preferat all time, The Undertaker. Ho ho, meciul 3. Oh, doamne, ce meci o să fie! Ce meci o să fie! Nici nu-mi trecea prin cap că o să avem acest meci, deci în niciun caz. Este meci 1-1 fără reguli speciale. Psycho The Undertaker, ce onoare! Ce onoare pentru Psycho și ce meci probabil o să avem aici. Taker își face apariția la Royal Rumble pentru meci cu fucking Psycho, serios, mă. Bine, aici este full time, deci luptă în fiecare show aproape. Taker, deci na, nu e așa special aici, dar pentru mine e special, în sufletul meu e special, Taker. Ah, Taker cu Psycho. N-am putut să avem duelul ăsta, din păcate, la Lucifer anul trecut. Aș fi vrut să se încheie cariera cu un meci împotriva lui Taker, dar din păcate n-a fost deloc așa. Pittsburgh, Pennsylvania, intră acum al nostru Psycho în ring. O să fie gata de un duel. Și ce duel! Fucking Undertaker. La WrestleMania, dacă mă întrebați când îl mai schimbăm pe Psycho, la WrestleMania cel mai probabil o să fie acest lucru. Dacă o să avem meci acolo, și probabil o să avem meci acolo. Iată-l, Psycho se pregătește să înfrunte fenomenul, să înfrunte legenda Undertaker, băieți și fete. Undertaker vine, iată Psycho acolo, se încălzește. Nu e intimidat de fenomen. Ok, doamne. De când aștept un meci de genul ăsta? Ăsta cu siguranță să fie meciul meu preferat. În caz că nu apare vreun bug din ăla stupid cum a fost la meciul acela cu Balor, ăsta o să fie meciul meu preferat, indiferent de rezultat. L-am văzut pe Taker. Iată-l pe Psycho încă o dată. Iată-l pe Taker încă o dată cu părul lui scurt. Am văzut, cred că își lasă părul să crească. Cred că o să-l lase până la WrestleMania să crească și o să-l vedem atunci cu păr ceva mai lung. Ceea ce e awesome. Undertaker fără păr lung, nu știu, parcă lipsește ceva. Totuși e același fenomen, dar cum s-a ridicat aici și cum a prins. Meciul ăsta, dacă îl câștig, cu siguranță fie cea mai importantă victorie din cariera lui Psycho. Nu cred că sunt în meciul Royal Rumble, din păcate. Asta este, pățești și nasoale. Ce să faci? Întorc aici, Enziguri? Nu, o piedică pusă frumos de Psycho. Hai, Psycho, acolo un... cum îi zice? Ce mă la manevra aia? Irish Whip, așa, apoi un Sling Blade. Și acum un Santom Bomb de pe coarda a doua, puțin râs acolo de Taker. Râdem de legendă, hai să-i dăm puțin disrespect. Mai dă-i disrespect lui Taker. Hai de fii mi-ar viața. Nu știu, obiectivul de la The Authority este să folosesc using 3 working holds, what the fuck. Ce dracu, ce-s alea, serios, ce-s working holdurile? Alea de, la podea, what? Nu înțeleg, să-l prind în submission? I don't know, man, nu știu, chiar nu știu ce dracu vrea să însemne chestia. N-am mai auzit de asta până acum în jocul ăsta. Dar iată aici Taker, al dracu domină, dar îl prind aici un pun pentru fenomen. Și cumva l-am prins și aici. Hai mă, încă o dată un reversal, o ducem destul de rău. Nu cred, am dat reversal degeaba. Aparent Taker a fost mult prea rapid. Psycho acolo. Sper să nu fiu jobber pentru fenomen. Deși ar fi onoare chiar și chestia asta. Dar nu vreau să pierd, chiar nu vreau să pierd. Cum ar fi o victorie pentru Psycho împotriva lui Taker? Nici nu mi-apare aia să dau reversal, cum căcat ar trebui să dau? Dacă nici măcar nu mi-apare aia de reversal. Ies din pin, mai câștig niște momente în felul ăsta. Pentru că altfel nu știu ce să fac, pune acolo, am crezut că pune ceva manevră de submission, dar dă coate numai. Ca românul la tigăi, Undertaker în acest moment, dă coate. Oh boy, nimic nu merge, iată, oh, din nou un genunchi. Din nou un fucking genunchi, paștele tău, Taker. Bun, în sfârșit îl arunc acolo. Și vine acum un dropkick, zboară Undertaker în afara ringului. Nu știu de ce dracu râd de el, pentru că nu-i de râs.
situația în care mă aflu, sunt dominat de fenomen. Are 4 reversal-uri aproape la dispoziție. Nu știu ce să zic. Acum are direct signature. Ai de capul meu, nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc. Cum ar fi fost un meci cu Taker la WrestleMania? E bine că l-avem și la Royal Rumble, nu ce nimeni de Mania, dar bine că l-avem și aici. Poate o să avem șansa să ne înfruntăm cu el și la WrestleMania, de ce nu? Ok, vocea mi se duce de râpă, n-ar mai trebui să filmez. Mai puțin și începe Raw-ul. Asta o să fie ultimul episod pe ziua de astăzi. Sau mă rog, nu chiar pe ziua de astăzi, că mai filmez și mâine dimineață. Pe noaptea asta. Dar e dimineață oarecum, că e trecut de 12. În fine. Undertaker aici cu un genunchi. Ai, ai. O să revină Cena la Raw-ul din seara asta. Chiar sunt curios. Vreau din tot sufletul să-l văd pe Cena Hill. Sau nu neapărat Cena Hill. Vreau să-l văd Dr. Tagenomics. Fuck it, poate să fie face, poate să păstreze, dar vreau să-l văd din nou rapper pe Cena. Acel Eminem wannabe, nu știu, era fun, mă. Atunci John Cena chiar era relevant, acum nu știu, Super Cena, nu vreau să mai văd din nou Super Cena. Ok, back and forth, 500 de puncte pentru ea, dar stai de capul meu, Undertaker în continuare. Se pare că am întors manevra semnătură, de aia mi-a dat 500 de puncte, acum am observat. Bun, ieșim aici, dar din păcate nu mai avem manevră semnătură, avem direct finisher. Taker, iată, reversal aici, se spere Taker de Psycho, asta chiar e prea de tot, jur. Bun, bun, bun. O palmă acolo și vine un genunchi, disrespect puțin, agresivitate, tot ce trebuie. O să fie greu de bătut fenomenul, din nou întoarce, pune piedic acolo. O să-și pregătească probabil choke slam-ul și eu nu am... nu last ride, nu last ride! Last ride acolo pe Psycho, nu, din păcate nu, Taker, nu o să mă pot bate cu manevra asta, opa! La limită, am riscat mult, puteam să dau resiliency, dar am riscat, iată, Taker îi cere acolo arbitrului să numere mai repede. Pregătește tombstone-ul deja, vai mamă, vai mamă. Da, too late, fuck my life, tombstone pile driver. Nu știu ce să zic, resiliency, sper că am resiliency, spunem că am resiliency din fericire. Dar ies din pin fără resiliency, ies din tombstone pile driver, pot să spun că le-am făcut pe toate în acest moment. Taker îmi întoarce însă manevra de final, god damn it, 75% pentru fenomen și acum mă prinde încă o dată. Cât de greu de bătut omul ăsta, mă, pe bune acum. Iată numai cât de... Vai de capul meu cât de periculos e și cât de greu de bătut e. O să... Nu știu dacă o să câștig meciul ăsta. Ce oponent îmi dau ăștia, mă, serios. Taker acolo din nou, manevră semnătură la dispoziție, dar n-are energie și asta s-ar putea să-mi ofere un moment bun. Too fast, în pizda mătii. Ok, în sfârșit. Sfârșit aici, Taker prins și îl trimitem la podea. Într-un final am nevoie neapărată de reversal. Taker se ridică într-un final, dar trebuie să-l mai țin la podea un timp. Bun. Bun, bun, bun. Încă puțin să stea la podea. Te rog, hai mă, Taker. Până fac și eu signature, până fac și eu reversal. Ok, am signature însă, ceea ce e bine. Bun, bangerang pe Undertaker, pe un om de 2 metri și 13, sau nu mai știu. De fapt, nu cred că arată de mult. Dar mă rog, hai să încercăm pinul. Hai arbitrule, te rog, fă minunea. 1, numărăm mai repede, 1, 2. Taker se ridică acolo în ce hal la runca pe Psycho. Oh boy, ce meci avem, ce meci avem. Mă doare în cur de ce mi-a zis Authority să fac. Am meci cu fucking Undertaker. Restul nu contează. Ok, pregătim aici manevră de final. Dar nu orice manevră de final. Tombstone Piledriver. Tombstone Piledriver pe Undertaker. Nimeni n-a reușit să îl învingă așa la WrestleMania. Ce-i drept după un Tombstone. Oare pot să o fac eu la Royal Rumble? Hai să vedem, hai arbitrule. 1, 2. Se ridică Taker. Meciul ăsta, doamne, meciul ăsta. Meciul ăsta. Ce-i să-ți fac? Taker are și comeback. Are și signature. Nu-și dă comeback-ul din fericire pentru mine.
Mite mâncă o dată la podea acolo, tragem puțin de părul ăla pe care abia îl mai are, chelește săracul Taker. Da, reversal aici. Bum, și are direct finisher, îi întorc o manevră, dar n-a fost finisherul din păcate. Dacă întorceam tombstone-ul era posibil să câștig. Iată, Taker are probleme în continuare. 79% momentum pentru mine. Ai, ai, ai. Și încă un salt aici, încă un senton. Ce meci incredibil, ce meci. Și un DDT. Și ce DDT. Ce DDT. Holy shit. Holy shit. Psycho Punch! No, mi-ntoarce și nu-i de bine deloc. Nu-i deloc de bine ce face Taker acum. Ai, dacă n-am întors am pierdut, 100%. Not too fast, cum a fost too fast, apăruse aia aici, nebun jocule. Tombstone Piledriver, spune-mi că ating coarda acolo. Row break, atât, salvat de coardă, dar își face comeback-ul. Oh my god, trebuie să mă dea în colț însă. De acolo are comeback-ul Taker. L-am prins pe arbitru, what the fuck. De ce? Ok, un Irish Whip întors. Ducem în colțul ringului. Și un Bulldog, bun. Încă, speranțele mele încă sunt speranțe, nu mor. Nu mor, speranțele mele. Ia picior, amice. Ia picior. Ok, ok, ok. Manevră semnătură. Bangarang, Bangarang pe Undertaker, al doilea Bangarang. Să fie oare de ajuns, dar nu o să, nu o să risc. Bă, de ce dracu, what the fuck, de ce? What, stai așa. Bă, de ce mă dă afară, vreau să fac charge finisher, what the fuck. Jocul ăsta e idiot, jocul ăsta e super idiot. Taker prins în long blower powerbomb. Să fie oare finalul pentru fenomen, să bat oare fenomenul, cum ar fi? Cum ar fi să înving fenomenul? Să-mi înving wrestlerul preferat. 1, 2, 3 victorii. Îl bat pe Undertaker. Îl bat pe Undertaker. Meci de 4 stele. Ce meci, ce meci, ce meci. Ăsta da meci. Ăsta da meci. Atât de tensionat, atâta dramă în meciul ăsta. Din păcate n-a fost un meci de 5 stele. Se dă cam greu acum meci de 5 stele. Dar a fost un meci absolut briliant. Mă doare în cur de voi, mă, Stephanie și Hunter. Cui pasă de voi doi? L-am bătut pe fucking Undertaker. Wow. Deci, wow. Cum sună asta? Ei bine, episodul ăsta a fost unul special pentru mine. O să lăsăm doar cu acest meci. O să vedem dacă suntem în meciul de 30 de oameni. Dacă o să fim acolo, îl jucăm și pe acela. Dacă nu, lăsăm episodul cu acest meci. Pentru că o să fie un episod de colecție ăsta, să zicem așa. Cea mai importantă victorie din carieră se întâmplă în acest episod 32. A crescut rankul, dar trebuie să-mi dea pula să-mi pună challenger, mă, l-am bătut pe fucking Undertaker, sunteți serioși? Câștig aici la Royal Rumble. Nu știu dacă o să fiu meciul din main event. Din păcate nu. Superstarul 18, cine drag? De unde să știu eu cine e Superstarul 18? Era greu să scrie numele, mă. Era greu să scrie numele. Cum dacă să nu fie greu să scrie numele? Din păcate nu fac parte din Royal Rumble, din meciul Royal Rumble. Ok, data viitoare o să avem un oponent destul de slab, o să ne căutăm și rival, bineînțeles. Luke Harper se pare că a devenit campion, iată, o să fim rival cu Neville, cu ceva face de aici, cu Ryback, cu Neville. De ce nu cu unul dintre ăștia doi? Poate cu Neville, de ce nu? Ar fi interesant un duel. Are și meciuri faine, zic eu. Cam atât pentru astăzi, băi și fete. Episod de colecție, am putea să-i spunem. Psycho vs. Undertaker. Cea mai importantă victorie din istorie pentru Psycho, cu siguranță. Deci nicio victorie nu... Na, deci niciuna. Serios acum, niciuna nu egalează această victorie de la Royal Rumble. Ei bine, Fastlane este următorul eveniment. După aceea o să avem WrestleMania. Da, o să avem multe de făcut în cele ce urmează, în episoadele următoare. Eu am fost Quick, cam atât pentru astăzi. Ciao, les!